Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Doamne, că mult am mai așteptat acest moment, pentru că am aici un cadou pe care trebuie neapărat să-l desfac. Îl am așa încă de când l-am primit și nu mai pot. Gata, până și eu cedez, mă roade efectiv curiozitatea. Cum v-ați dat seama deja din titlul, bănuiesc, astăzi o să vă prezint tot ce am primit eu / cumpărat de ziua mea. Vă spun încă din start că nu sunt foarte multe. De ce? Pentru că ziua mea a picat anul acesta sâmbătă, ceea ce nu e rău pentru persoanele care sărbătoresc în vreun fel sau altul, însă știți că la noi weekendurile sunt cumva compromise. Am avut sâmbătă meci, după care am venit acasă și cumva cred că mă ajunsese și oboseala, pentru că n-am simțit nevoia să fac nimic, nu m-am întâlnit cu absolut nimeni, am stat cu copilul, au venit și socrii mei un pic în vizită și apoi am ieșit cu gaz la plimbare, cu soțul meu, am venit acasă, ne-am uitat la un film, am comandat ceva bun de mâncare. Per total, a fost o zi foarte, foarte frumoasă și relaxantă, simțeam nevoia de așa ceva, astfel încât nu m-am întâlnit cu nimeni. Și dacă nu m-am întâlnit cu nimeni sau nu am organizat o petrecere în adevăratul sens al cuvântului, nu sunt foarte multe cadouri. Nu cred că se vede pe șemineu și o să încep cu acel articol. Am primit un aranjament absolut superb. Prietena noastră, Alexandra, cea de la Creating Feelings, este prietenă de familie, astfel încât și soțul meu o știe foarte bine și a apelat la ea pentru aranjamentul de acolo. Este absolut minunat, dar decât să vorbesc, mai bine mergem să vi-l arăt, nu? Așa arată aranjamentul, cred că și-a găsit locul perfect aici la mine pe șemineu. Îmi place extrem de mult și nu știu dacă vă dați seama cam cât este de mare. Uite, o să pun cumva mâna mea aici. Este foarte, foarte mare și îmi place atât de mult combinația de culori pe care a folosit-o Alexandra și de asemenea aceste mici detalii cu Happy Birthday aici și 35! Doamne, încă nu vine să cred că am 35 de ani! Bineînțeles că pe lângă acest aranjament au mai fost și alte flori care între timp s-au uscat, pentru că iată, filmez la aproape o săptămână distanță și mai am tot așa un aranjament, dar care este în alt loc și nu am acum acces la el. Apoi, urmează cadourile astea fizice și o să încep prin a vă spune faptul că nu o să stau să zic fiecare de la cine este, o să vă spun doar ce am cumpărat eu și restul sunt primite. Așadar, această bluză de pe mine, care mi se pare absolut minunată, este cu mâneci lungi, doar că să nu mă întrebați de brand, pentru că nu știu, nu e niciun brand cunoscut, să zicem Zara, H&M, este efectiv o bluză, nu știu de unde este luată. Așadar, nu o să am cum să vă las link, dar pentru tot ceea ce pot și o să vedeți în minutele următoare, o să vă las link în cazul în care vă interesează ceva, să vă fie ușor să găsiți. Așadar, revenind la această bluză, este extrem de frumoasă și mi se pare că strigă primăvară datorită acestor detalii pe care le are aici la gât. Sunt niște floricele în culori pastelate, așa cum se poartă în acest sezon și să știți că materialul este unul relativ grosuț, adică nu se vede prin el sau ceva de genul, este clar o bluză perfectă pentru primăvară. Hai să trecem acum la ce mi-am cumpărat eu. Cu ce să încep? Deci eu nu mai pot de curiozitate, v-am zis, da? Ok, am primit, adică mi-am cumpărat, pardon, acest parfum. Doamne, doamne cât persistă, pentru că l-am desfăcut. Cum s-a întâmplat toată situația asta? Bineînțeles că de ziua mea, în sâmbăta respectivă, vorbeam eu cu fetele din grup, cele care mi-au trimis și acest colet, dar la care vom ajunge imediat, și Mihaela Șerbănescu, își cumpărase acum ceva timp acest parfum de la Latafa, care se numește Honor and Glory. Și ne spunea ea că are o notă de ananas, bineînțeles că eu când am auzit citric, zic, s-ar putea să-mi placă și mie. M-am uitat acolo pe Fragrantica, cumva mă atrăgeau notele prezentate, dar a zis Andreea Ichim că și-l comandă și ea și a ajuns fix sâmbătă. Și a zis și Andreea, băi, cred că ți-ar plăcea și ție, la fel a zis și Miha. Și zic, ok, dacă două persoane îți spun că ești bea, te duci și te culci. Adică dacă două persoane mi-au spus că este posibil să-mi placă, atunci am zis, ok, hai să încerc. Și nu-mi pare rău absolut deloc, pentru că are un preț extrem de bun. Deci este un parfum care a costat, dacă nu mă înșel, 100 și un pic de lei. Eu l-am luat de pe EMAG și are 100 de mililitri, este apă de parfum. Cam așa arată și cutia pe spate. Și l-am testat pe mână, doamne. Deci a rezistat, cumva simțeam mirosul și după ce am ieșit din duș. Cam așa arată sticla lui. Ne duce cu gândul la brandul Initio, sper că așa se pronunță, nu știu exact.
Este frumoasă, este delicată. Aici avem brandul Latafa. Și ca să vă dau așa o impresie legată de miros, se simte ananasul, dar eu simt foarte mult notele spicy, și anume scorțișoara și piperul, dacă nu mă înșel. Acestea sunt notele spicy din acest parfum, însă da, se simte și puțin citric. Dacă auziți probabil Latafa, numele acestui brand, vă duce cu gândul la mirosuri orientale, pentru că este un brand oriental, dar nu are nicio treabă cu mirosurile acelea grele orientale. Deci un parfum care zic eu că merită toată atenția noastră în ceea ce privește prețul și persistența. Poate nu vă place exact acest parfum. Brandul Latafa are foarte multe alte parfumuri. Intrați acolo pe... Puteți să intrați chiar pe MAC, dați un search la Latafa și o să vă apară toate parfumurile lor și poate vă atrage ceva, pentru că vreau să vă zic că din punctul meu de vedere merită fiecare leuț. Un singur articol mai am pe care mi l-am cumpărat eu. Ha, eram între două. Și uitați-vă la minunăția aceasta. Este de la Marc Jacobs, se numește The Tote Bag și este mărimea medie. Am stat mult să mă gândesc dacă o să o iau sau nu, pentru că îmi mai plăcea un model, o să înțelegeți imediat, însă până la urmă am rămas la aceasta. De ce? Pentru că era mai accesibilă la preț. De unde am luat-o? De pe Fashion Days, dacă nu mă înșel, am prins acolo și o reducere și mi s-a părut un preț foarte, foarte bun. Bineînțeles că aceste două brelocuri le-am pus eu. Acesta este un breloc, ia uite, nici nu i-am dat ăsta jos, acum văd. Este un breloc foarte, foarte vechi pe care l-am luat, cred că dacă nu mă înșel, de pe Modivo. Este de la Furla, iar chestia asta cu perluțe de aici, cred că este de pe Shein. Așa cum vă ziceam, aceasta este mărimea medie. Mai există o mărime mai mică, dar mai există și o mărime mai mare. Mi se pare că este și una mai mică decât cea mică. Cred că se numește Nano sau ceva de genul, de aia nu are nicio treabă. Este și foarte scumpă pentru ce oferă. Eu, sincer, m-am gândit să-mi o cumpăr pe aceasta pentru a o înlocui pentru următoarea vacanță pe cea de la Louis Vuitton on the go. Pentru că, da, este o geantă care poate deveni foarte grea. Dar... să știți că este mai mică decât on the go, așa că în Japonia o să o iau totuși pe aceea. Însă mai voiam așa o geantă de tăvăleală, dacă vreți, pentru că este din material textil, dacă observați. Există pe foarte multe alte culori și pe alte combinații. Cele care au o combinație de culori au niște benze aici pe laterale, acelea sunt un pic mai scumpe. Eu am rămas la varianta de bază pentru că pentru mine era suficient. Această geantă, să știți că vine cu această curea. Bretea, nu știu cum, numiți-o cum vreți voi, care vă poate ajuta să purtați geanta crossbody. Însă, tot acolo pe Fashion Days, m-am pins necuratul să văd această bandă pe care am luat-o. O să o scot imediat să vă arăt. Ia stați așa, să scoatem noi banda pe care am cumpărat-o eu, sau cureaua, sau cum vreți voi. Să o atașăm pe aceasta cu care vine efectiv geanta, ca să vă faceți o idee. Poate vreți să o luați fix așa, cum este. Ia să văd dacă reușesc, ar trebui să da. Cam așa. Vedeți, parcă, nu știu de ce, mie mi se pare că nu se potrivea foarte, foarte bine această combinație. Nu era, pe acest model să știți că nu scrie Marc Jacobs sau ceva, este efectiv o baretă neagră simplă. Hai că am găsit trei sinonime și sunt convinsă că niciunul nu e cu cel corect. Așa că m-am hotărât să dau câteva sute de lei, 300 sau 400, nu mai rețin exact, pe aceasta maro, pentru că mi s-a părut mie că se potrivea mult mai bine cu geanta și da, chiar cred în acest aspect, imediat vă mai arăt o dată. Și de asemenea o să vă arăt care e și un fermoar care vă ajută să vă țineți toate lucrurile în siguranță. Cam așa arată cu această bandă și în interior... este compartimentată cam așa, are un buzunar din acesta mare și mai are două buzunărele mai mici și putem să o închidem cu fermoar, așa cum vă ziceam. Cam așa arată și capătul fermoarului îl introducem aici și cam așa arată geanta per total. Acum, un cadou pe care l-am primit și care este evident luat de pe Mai Teresa. Ia să văd dacă ghiciți. Pentru că v-am dat un hint mai devreme. S-a nimerit, ce pot să zic. Acest articol 100% va merge cu mine în vacanță. Da, stați că nu mai pot să-l mai deschid acum. Evident că l-am deschis pentru că na.
N-am câtă răbdare să am și eu. Cam așa vine împachetat produsul și este din nou ceva de la Marc Jacobs. Doamne, doamne, cât este de frumoasă! Pentru că da, este o geantă. Eram între aceste două modele și așa cum vă spuneam mai devreme, pardon, am hotărât ca eu să-mi cumpăr varianta mai ieftină, și anume The Tote Bag, varianta mai scumpă fiind aceasta, The Cargo Bag. Doamne, cât este de frumoasă! Bineînțeles că aceasta este din piele, o piele de super, super bună calitate, cam așa arată, și îmi place atât de mult cum este compartimentată. Avem în primul rând un buzunar. Avem și accesorii, o să vorbim imediat despre ele. Avem în primul rând aici un buzunar foarte, foarte mare și generos. Apoi, mai avem unul aici în care îmi voi pune telefonul. Mi se pare geanta perfectă pentru călătorii. Mai avem aici încă un buzunar. Aici pe lateral încă două, acestea închizându-se cu fermoar. Cam așa arată. Deci sunt suficiente, nu știu, pentru a spune căștile sau cardul de la camera de hotel. Foarte multe lucruri. Și în interior v-am zis că arată cam așa. Cu ce accesorii a venit geanta asta incluse în preț sunt în felul următor. O baretă din aceasta. Și v-am zis că o să o iau cu mine în vacanță pentru că mi s-a părut geanta perfectă. De ce? Dacă, de exemplu, ies seara, o să port această geantă cu bareta scurtă. Și arată cam așa. O să încerc eu să o pun pe umăr să vă dați seama. Hai să mă ridic un pic. Nu vreau să mă ridic foarte mult pentru că, ce să vedeți, sunt în pantalonii de sală, căci de acolo vin. Cam așa se vede pe umăr, arată foarte, foarte bine și de asemenea mă ajută foarte tare și culoarea, pentru că se va potrivi la efectiv orice ținută pe care o am eu. Încă nu mi-am făcut bagajul, o să vină și un clip pe această temă, e mult de muncă acolo, dar o să vorbim despre asta în videoclipurile următoare. Și așa arată și bareta, cureaua, curelușa, habar n-am. Cam așa se prezintă. M-am gândit la un moment dat să îi pun bareta aceasta mai închisă la culoare, dar parcă totuși mi s-a părut mie că se va potrivi mai bine aceasta. De ce? Pentru că pielea de aici este exact în culoarea pielii genții. Și atunci am zis eu că se va vedea mai bine și astfel, uitați că am sucit-o, o putem purta crossbody și arată cam așa. Eu zic că arată super, super bine. Îmi pare rău că tot intru și ies din cadru, dar vreau să mă asigur că o vedeți. Da. Deci, această geantă va merge cu bine și abia aștept să o port și, de ce nu, poate să devină geanta călătorilor mele de acum încolo, pentru că dacă v-ați mai uitat voi la mine și în trecut, știți că eu am o geantă pe care o iau de fiecare dată și anume aceea de la Louis Vuitton. Cum se numește? Mereu uit. Cum se numește? Ceva cu C. Că mi se părea mie așa super bine compartimentată și mă descurcam foarte bine cu ea. Ei bine, cam astea sunt articolele pe care le-am primit / cumpărat. Și acum trecem la coletul de la fete. Doamne! Nu pot să ghicesc, habar nu am ce au pus fetele aici, dar indiferent de ce au pus, sunt convinsă că au făcut-o cu tot dragul și așa cum le-am spus și lor în momentul în care le-am mulțumit pentru acest pachet, eu sunt recunoscătoare chiar și pentru o felicitare pentru câteva gânduri bune. Fetele care au participat la această minunăție sunt Mihaela Șerbănescu, Andreea Ichim, Sandra Niculaescu și mai nou Milana Săftoiu. Nu mai este Milana Petrov, cu toate că pe YouTube o să o găsiți în continuare Milana Petrov, însă este într-o pauză pentru că a născut și o înțelegem, dar o așteptăm cu mare drag să revină. În acest sens, tot în descriere, o să găsiți linkurile către canalele fetelor. Hai să dăm drumul la treabă pentru că nu mai am răbdare. Îmi pare rău pentru această hârtie, dar efectiv o voi rupe! Unde? Am văzut o cutie de la Notino, care arată cam așa, v-am scutit un pic de tot foșnetul. Și, pe unde s-o desfac? Nici nu știu, cred că pe aici, pe sus. Hai să vedem. Doamne, cât am așteptat! Am primit coletul ăsta de ceva timp, fetele au fost foarte drăguțe și mi l-au trimis cu ceva timp înainte, cred că o săptămână înainte de ziua mea, ceva de genul acesta. Dar eu l-am ținut intact până acum. Ai, mă, le-am și împachetat. Ce drăguț! Ia să vedem. Avem și felicitare. Chiar voiam să zic, măi, dar nicio felicitare, ba da. Avem, arată cam așa.
Oh, ce drăguț! Happy birthday! Și, dragă Diana, sper să nu mă apuce, a mai trecut un an în care ai strălucit. Noi îți dorim ca mereu să-ți păstrezi optimismul, să găsești motive pentru a zâmbi cât mai des, să faci lucrurile care te fac fericită și mereu să te înconjori de oameni frumoși. La mulți ani minunați ca tine, Sandra, Andreea, Miha și Mili. Așa îi spun eu Milanei și știu că acest colet a venit de la Milana. Uite, au pus aici și martie 2024 pentru că ne-am împărțit așa. Eu și Milana suntem în România, Miha, Andreea și Sandra sunt în UK. Așa că mă gândesc că Milana s-a ocupat și am văzut că tot ea a expediat și coletul. Mulțumesc tare mult, pentru mine era suficient atât, dar se pare că nu. Avem aici o... asta a căzut pe undeva. Gata, am găsit-o. Avem aici o mostră de parfum. Cred eu că au pus o comandă pe Notino, dacă tot e cutia asta și avem și mostră de parfum. Eau de parfum intens. Mamă, ce pa! M-am murdărit de franceză la gură. Cam așa arată și sunt curioasă, sincer, să văd cum miroase. Se numește Q, acest parfum, dacă vedeți voi. Cred că este lansare nouă, dacă mi-aduc eu aminte corect. Ia să vedem. Îmi place. Duty free, stați că vin. Am o listă lungă pe lista mea de duty free, pe lângă lista mea de Japonia. Am acolo blush-ul acela, de fapt bronzerul acela cremos de la Chanel, în fine, știți, wish list-ul meu. Le-am acolo trecute, abia aștept să ajung în duty free. Măi, dar îmi place parfumul ăsta. Are și ceva citric, parcă și ceva floral. Da. Așa arată parfumul, da? Interesant. Bun, o să le luăm. Sunt trei articole avem aici. Cu ce să încep? Hai să le luăm așa în ordinea dimensiunilor. Începem cu acesta. Ia să vedem ce avem noi aici. Pare a fi un borc... Îmi dau seama, este o cremă de la Sol de Janeiro. Că îmi dau seama după formă. Da, și cred că este cea nouă. Wow, nu cred. Wow, dar nu cunosc. Știam ambalajul acesta, movuliu albăstrui. Crema se numește Delicia Drench Body Butter. Deci avem un body butter. Hai că sunt super curioasă să văd cum miroase. Wow. Măi, fetelor, știți că îmi place crema asta. Știu, fetele mele, cum să nu. Hai să vedem cum miroase. Mie îmi place foarte mult. Seamănă puțin cu aceea care îmi place mie foarte mult. Bam Bam Cream. Parcă simt un pic de fistic aici. Nu știu însă dacă este. Habar n-am, v-am zis că nu știam. Care-i treaba cu această nouă aromă? Cam așa arată untul, este clar. Un unt aici. Doamne, îmi place foarte mult. Hai că pun un pic pe mână, că eu sunt curioasă. Fetelor. Ia să vedem. Mă lasă și lumina, îmi pare rău. Asta e situația. În București se pare că s-a întors iarna. Da, îmi place mult. Știți ce mai am eu pe lista mea de duty free? Am pe listă și parfumurile acelea de la Sol de Janeiro. Vai, cât de catifelată rămâne pielea. Și cu toate că este un unt, să știți că se absorbe destul de repede. Vai, mulțumesc, fetelor. Apoi, următorul arată cam așa. Măi, aici un parfum. Aici este un parfum. Ce ați făcut voi? Am zis eu ceva de vreun parfum? Pentru că știu că fetele se uită la clipuri. Nu-mi dau seama. Wow! Nu te cred! Ai, mă! Este de la Hermès. Se numește Le Jardin de Monsieur Lee. Wow! Apă de toaletă. Hai să vedem cum miroase. La cum arată ambalajul și ținând cont de faptul că fetele îmi știu obsesia mea pentru parfumurile citrice, mă aștept să fie exact asta. Doamne, fetelor! Dar eu n-am zis niciodată de acest parfum. Nici nu știam. Vai, cât de drăguță sticluța! Uite, măi, și-au ținut cont. Mă contrazic eu singură, dar eu am spus la un moment dat că nu mai îmi doresc parfumuri mari în eventualitatea în care există și cantități mai mici. Pentru la ta, să știți că nu există. Hai să vedem cum miroase. Aici mirosa Dolce & Gabbana, aici mirosa Sol de Janeiro, care s-a absorbit absolut complet. N-am vrut să fac cu degetul ăsta, ignorați. Hai să vedem. Ia, ce curioasă sunt, că nu simt nimic. Vai,
Ce note simt? Doamne, este delicios! Asta merge cu mine în Japonia. Clar, 100%. Citric, dar simt și ceva ierbos. Oare și ceva mandarină? Eu mandarină simt. Bine, nu prea le-am cu parfumurile. Nu am acest nas fiind de parfumier, dar așa, ca un om simplu, normal, încerc să vă explic am ce simt eu aici. Eventual și flori de portocal. Doamne, cât de mult îmi place. Excuse me, trebuie să fac treaba asta. Fai, da. Superb. Dacă vă plac mirosurile citrice, acesta este un parfum care cu siguranță v-ar plăcea. Mă duce cumva un pic cu gândul și la Light Blue de la Dolce & Gabbana, dar în același timp un parfum mai complex decât acela, pentru că are niște note ierboase foarte interesante. Doamne, l-ador. Da. Vai, fetelor, mulțumesc. Mulțumesc din toată inima. Le Jardin de Monsieur Lee. Bravo, măi, Lee, că miroși foarte bine. Și hai să ajungem și la ultimul pachetel, care este acesta și este unul foarte greu. Nu, chiar aici nu pot să ghicesc. Acolo, la crema asta mi-am dat seama după formă, pentru că le cunosc ambalajele. Ce avem aici? Să fie o cană, o caniță. Nu, este o lumânare! V-am zis eu că mă cunosc fetele mele. Da, nu-mi dau seama. The World's Best 3-Week Candle. E Bath & Body Works? Da, este Bath & Body Works. Hai să vedem ce au luat fetele aici. Ce lumânare! Vai! Harvest Pom... Aoleu, niciodată nu pot să pronunț rodie în engleză. Nu pot. Pomegranat? Nu știu. Efectiv, niciodată n-am reușit să pronunț acest cuvânt. Mereu îmi ieșea o stâlceală. Vai, cât de bine miroase! Foarte bine! Nu știu cu ce să asemăn. Mi se pare cumva că miroase și-a un parfum scump, dar în același timp parcă și a citric, a fruct, evident. Da, nu, e foarte greu să-l descriu acum, pentru că am avut trei mirosuri de descris, dar n-am ce să mai comentez. Este o lumânare de la Bath & Body Works și cu asta am spus tot. Fetelor, vă mulțumesc din suflet. Dacă este să fac o recomandare, vă recomand acest parfum. Doamne, cât este de bun! Și vi le recomand și pe acesta, pentru că este la un preț extrem de bun și care are o persistență la fel de bună ca și prețul. Însă acesta este clar altceva și miroase a primăvară, a vară. Nici nu știam, nu l-am încercat vreodată, dar uite că aș putea să îmi îndrept atenția către acest brand. Da. Le mulțumesc tuturor, acelora care s-au gândit la mine pe 23 martie, nu mai zic de voi, am avut la mesaje pe Instagram, sper că am reușit măcar să dau o inimioară la fiecare ca să știți că am citit mesajul și că acele gânduri bune pe care voi le-ați așternut acolo au ajuns la mine și nu știu ce să zic pentru că m-am emoționat un pic, dar e foarte frumos să vezi că oamenii sunt aproape, chiar dacă nu fizic, măcar cu gândul. Așa că vă mulțumesc vouă tuturor, vă mulțumesc vouă fetelor, Andreea, Miha, Sandra și Mili, din toată inima mea vă mulțumesc pentru atenția și pentru că v-ați gândit acolo. Eu știu cum e acest proces, pentru că a fost prima Sandra, se creează un grup, fără persoana respectivă, începem cu 7000 de idei până când ajungem la niște idei comune, apoi comandă, apoi împachetează, apoi expediază coletul, deci este o întreagă logistică și îi mulțumesc foarte mult și Milanei pentru efortul depus, pentru că mă gândesc că nu e ușor, mai ales cu o bebelușă acasă. Gata, închei aici, vă mulțumesc vouă pentru atenție, iar noi urmează să ne revedem luni de la 2:30, să știți că o să ne vedem cu un weekly vlog, pentru că după aia începem seria cu Japonia. V-am pupat, să aveți un weekend absolut minunat! Pupici!